Salutare tuturor! Sunt alături de Ovidiu Câmpian, director Direcția Dezvoltare Locală din Primăria Cluj. Discutăm astăzi despre mai multe subiecte interesante, spun eu, despre mersul pe jos și renunțarea la mașina personală, despre alternativele pe care le oferă Primăria Cluj-Napoca sau pe care intenționează să le ofere, despre fondurile europene care sunt atrase la Cluj pentru a extinde suprafața verde a orașului, precum și despre infrastructura de educație. Bună ziua, bine ați venit la Via Cluj. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da. Aș vrea să vorbim pe rând puțin despre aceste subiecte pe care le-am anunțat și a apărut un concept nou, Workable City, orașul prietenos pentru, cu mersul pe jos. Da, orașul pentru pietoni. Pentru că mersul pe jos face piciorul frumos, nu? Sau așa cum? Este, nu numai, este și sănătos, este și eficient și sigur și la nivel european sunt preocupări legate de transferul spre o mobilitate sustenabilă, spre combaterea poluării și creșterea calității vieții în orașe. Să vedem dacă și este și posibil, pentru că între a dori și a putea e o diferență. Sunt mai multe tipuri de mobilitate și sigur orașul pentru pietoni este o componentă acestui concept de mobilitate sustenabilă. Și acest concept de Walkable City are la bază ideea de a experimenta orașul. De multe ori în stresul cotidian mergem de acasă la servici ori cu mașina, ori și nu avem timp să ne mai bucurăm de oraș, să ne bucurăm de un spațiu verde sau de o piață amenajată la o calitate așa cum vedem în orașele europene. Și tocmai de aceea, prin acest program de investiții, încercăm să transformăm orașul, să regândim spațiul public, astfel încât să fie atractiv și plăcut pentru pietoni. Și sigur, am început deja, sunt exemple frumoase în oraș, cum este Piața Unirii sau Piața Muzeului, însă am demarat o serie de proiecte care vor întări această componentă, mai ales în zona centrală, dar avem proiecte și pentru cartiere. Și aici mă refer. Hai să vedem la zona centrală. Ce se pregătește în zona centrală? Deja sunt proiecte care sunt în lucru. Da? Vedem strada Ferdinand, care va fi finalizată până în luna mai. Dar nu va fi liberă de mașini? Nu, însă acolo crește suprafața trotuarelor, însă se va conecta foarte bine cu strada Emil Zola și Sextil Pușcariu, care vor deveni străzi pietonale, doar cu accesul riveranilor. Parcările vor fi eliminate, vor fi plantați arbori, bănci, mobilier stradal, iluminat public cu tehnologie LED care poate fi controlat de pe o aplicație de pe telefonul mobil. Iarăși un element de noutate este acel sistem de irigații pentru arborii din zona centrală, un sistem automat cu senzor de umiditate, astfel încât să nu mai fie nevoie să intervenim cu acea mașină care uda dimineața. Da. Deci înțeleg că arborii. Va fi dotat acest sistem va fi dotat cu un sistem Wi-Fi și da, va fi programabil toate din sunt sediul primăriei. Așa este și inclusiv am zis iluminatul, vom avea și stâlpi care vor avea antene Wi-Fi astfel încât să avem internet în spațiu public în aceste zone, toate facilitățile pentru un oraș în secolul 21. Apropo de mersul pe jos, principala problemă în Cluj-Napoca, fiind un oraș mai măricel așa, este distanța dintre instituțiilor, dintre domiciliul clujenilor și zonele din Cluj unde au interese cotidiene, concidadinilor. Sigur, acest concept nu se potrivește pentru absolut toate tipurile de deplasări în oraș. Sigur, da. Dacă dintr-o extremă în alta a orașului nu ne gândim să încurajăm neapărat mersul pe jos, însă aici și aici sunt mijloace alternative de transport la mașina personală care creează atâtea probleme de poluare și în trafic de aglomerație. De aceea am investit 100 de milioane de euro în transportul public în comun, în benzi dedicate și aici 21 decembrie este un bulevard care va intra în reabilitare din fonduri europene, un proiect de 12 milioane de euro care va avea același concept de a consolida benzile dedicate pe care le-am testat până acum cu succes.
alte proiecte. Când va intra în lucru 21 decembrie? În acest moment suntem în faza de realizare a procedurilor de licitație. Urmează să semnăm contractul, sper, dacă toate lucrurile merg bine, până în luna aprilie-mai. Pe urmă avem o perioadă de proiectare de 3 luni și pe urmă execuția lucrărilor. Dacă sunt șanse bune să începem și anul acesta, că aceste proceduri merg bine, fără alte contestații, etc. Fiind o arteră importantă, cu siguranță va crea puțină... Sigur, toate aceste proiecte vin cu un disconfort, dar credem noi că pe termen lung merită. Am văzut și Piața Unirii cum arată și toate aceste proiecte prezintă un caracter arhitectural și urbanistic foarte, foarte bun. Un alt proiect important pentru care am semnat deja în aceste zile, semnăm contractul de proiectare și execuție, este reamenajarea și regândirea pieței Lucian Blaga, a străzii Petru Maior, Emilis Sac, Napoca și un tronson din strada Republicii, care va face legătura cu pista de biciclete de pe strada Avram Iancu, un alt proiect pe care l-am finanțat din fonduri europene. Și aici este același concept de a crește spațiile pietonale, se plantează aliniamente de arbori în piața Lucian Blaga, o să avem pe una dintre laturi trei rânduri de arbori, astfel încât să o înverzim la propriu. Și o barieră. Exact. Și fonică, dar și împotriva poluării pentru clădirile de acolo, din zonă. Un alt proiect pentru zona centrală foarte important. Am avut un concurs internațional de soluții. A fost o echipă de la Cluj de arhitecți care a câștigat acest concurs internațional de soluții și mă refer la proiectul de pietonalizare a străzii Cogălnicianu, una dintre cele mai frumoase străzi din oraș, care va fi regândită împreună cu strada Universității, unde vom aduce statuia Fecioare Maria pe locația inițială, pe strada Universității, în vecinătatea Bisericii Piariștilor, și, sigur, toate străzile adiacente, străzii Cogălnicianu, între strada Eroilor și strada Avram Iancu. Când credeți că se va implementa proiectul ăsta? Aici avem deja depusă documentația pentru autorizația de construire cu toate avizele obținute pentru strada Iuliu Maniu, pentru că este un concept în care am inclus și strada Iuliu Maniu și strada Boiei Ianoș. Pentru... Bine, dar Iuliu Maniu va fi liber de mașini? Nu, va fi implementat acel concept de shared space, de spațiu partajat între pietoni, biciclete și mașini. Practic, va exista un acces auto, însă parcările în mare parte dispar, facem loc arborilor, iar amenajarea va fi la același nivel, astfel încât cel care trece cu mașina să se simtă în plus și nu pietonii sau bicicliștii pe acea stradă, și veți vedea că întreg caracterul străzii va fi schimbat. Acest tip de... De regulă, când desfințezi parcări, trebuie să te gândești și la alternative. Care sunt acelea? Așa este, în cartiere avem 10 proiecte de parkinguri, 4 dintre ele sunt șanse foarte mari să fie finalizate anul acesta, însă în zona centrală, având în vedere aglomerația, noi credem că este de preferat să ajungem cu transportul în comun. De fapt, această practică este cu succes experimentată în orașe din vest. Avem Copenhaga, care a implementat cu succes astfel de măsuri, Oslo, chiar am văzut o statistică, au fost 0 accidente în Oslo, dacă nu mă înșel. Deci crește siguranța cetățenilor, se reduce poluarea și sigur crește atractivitatea spațiului public, astfel încât să ne putem bucura de oraș. Cu greu puteți să implementați metode, să sugerați conducătorile auto, pentru că nu sunt numai clujeni, și din afara Clujului, să tranziteze zona centrală. Am dat, l-auzeam pe viceprimarul Dan Tarcea vorbind aici într-o emisiune despre posibile taxe aplicate celor care tranzitează centrul Clujului. Rămâne o discuție de actualitate sau nu? Nu cred că în acest moment trebuie să luăm în calcul asemenea măsuri. Sunt măsuri mult mai bune care pot fi luate și sigur noi am coroborat, avem și un plan de mobilitate urbană durabilă pe care îl respectăm, unde există și acest concept de culoare pietonale, de culoare verzi. Am modificat și politica
capacitatea parcărilor în oraș și cred că deja aceste măsuri, repet, acest mix de măsuri își va arăta eficiența și sigur coroborat cu benzile dedicate pentru transportul în comun, astfel încât să dăm o alternativă reală la transportul cu mașina personală, toate aceste măsuri la un loc coordonate vor da în scurt timp deja dau rezultate foarte bune, însă în anii ce urmează sunt sigur că vor crește calitatea vieții în Cluj. Da, pentru că ne preocupă și pe noi problema aceasta a traficului auto din Cluj, ne gândeam dacă, sau ne puneam întrebarea aici la Via Cluj în repetate rânduri, dacă pot fi acordate facilități celor care renunță pur și simplu la mașină. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Cred că își acordă singuri facilități. Bine, un impozit de 200 de lei pe an sau 300 sunt, nu cred că e foarte mare. Sunt anumite programe de rewarding, de premiere a celor care au un comportament social acceptat sau preferabil. Ne-am gândit și noi cu parteneri din, cu asociații ONG-uri să avem astfel de inițiative și dacă apar astfel de programe, nu văd de ce le-am refuzat. Aș mai vrea să completez aici cu un alt proiect foarte important care va schimba modul în care relaționăm cu râul Someș. În acest moment orașul cumva este întors cu spatele la râu, iar tot în urma unui concurs internațional de soluții, o echipă de arhitecți spanioli lucrează la regândirea și reamenajarea spațiilor publice din apropierea râului Someș. Și sigur aici conceptul este de a transforma râul Someș într-un culoar verde de mobilitate sustenabilă cu piste de biciclete. Și aici am fost foarte atent să asigurăm o continuitate a lor, să nu mai fie fragmentate, astfel încât să asigurăm o deplasare rapidă și a bicicliștilor, sigur dublate de alei pietonale. Doar pe acest proiect avem în vedere să plantăm peste 2000 de arbori, așa cum am plantat în zona centrală și toate aceste proiecte presupun și plantări de arbori. De altfel, noi avem și un program de investiții Clujul Verde, dacă tot am discutat de râul Someș, care are componente de parcuri, se va reabilita și parcul Armătura. Avem și un program de investiții prin care ne dorim să amenajăm peste 110 hectare de spații verzi noi. Și unele dintre ele deja sunt proiecte în lucru, mă refer la Parcul Între Lacuri, care va fi finalizat în acest an, conform contractului la sfârșitul lunii iunie, însă sperăm să fie finalizat mai repede. Vom demara lucrările pentru un parc de 21 de hectare pe Bulevardul Muncii, Parcul Tineretului. Acolo s-au făcut deja și acțiuni de împădurire. Da, am făcut în trecut, în mai mulți ani la rând, acțiuni de împădurire împreună cu societatea civilă, cu alte instituții și aici avem prevăzut să plantăm peste 1500 de arbori cu balot și încă câteva mii de arbori cu rădăcină nudă, astfel încât să împădurim acele 20 de hectare și să le transformăm într-un parc urban de care să se bucure clujenii și de ce nu aș aminti cel mai important proiect pentru realizarea unui parc în Cluj, mă refer la Parcul Est pe o suprafață de 46 de hectare pentru care am semnat un contract cu Ordinul Arhitecților din România pentru a realiza o temă și un regulament pentru un concurs internațional de soluții, astfel încât și aici să găsim cea mai bună variantă urbanistică și peisagistică pentru realizarea acestui parc. Să fac un anunț către ascultători să participe la dezbaterea publică pe care o vom organiza marți 4 februarie de la ora 18 în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică la clădirea Casino din Parcul Central. Sunt o serie de dezbateri pe care noi le lansăm pentru a discuta din timp toate proiectele publice majore pe care le punem, ne dorim să le implementăm în oraș și aceste dezbateri sunt foarte utile pentru că noi ne notăm absolut toate observațiile pe care le au clujenii, cetățenii interesați sau specialiști, participă profesori universitari, societate civilă, ONG-uri și
discutăm efectiv despre cum ar trebui să arate aceste proiecte și acest feedback din partea cetățenilor este extrem de util, de aceea îi încurajez să participe și marți de la ora 18 la dezbaterea legată de Parcul Est. Ok. Pe infrastructura de educație, ce ne puteți spune? Ce aici avem o veste bună de la guvern. Noi am avut alocate o sumă de 45 de milioane de euro pe AXA 4, iar până acum guvernul trecut a refuzat să semneze contracte peste această sumă, chiar dacă noi am pregătit proiecte cu valori mult mai mari. În acest moment s-a schimbat optica, pentru că dacă nu semnăm din timp contracte de finanțare, să avem timp să le și finalizăm, să absorbim banii europeni, putem riscăm să avem aceeași experiență ca în perioada 2007-2013, când România a pierdut peste 1 miliard de euro. Acum avem semnale bune, s-au dat deja drumul la proceduri și vom semna câteva contracte de finanțare pentru a moderniza și extinde 4 școli. Aici mă refer la Liceul Ana Aslan, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Liceul Onisifor Ghibu în Grigorescu, Școala Nicolae Iorga și Seminarul Ortodox. De asemenea, avem și o componentă de grădinițe, modernizarea grădiniței Căsuța Poveștilor și grădinița Floare de Iris, pentru care la Căsuța Poveștilor am semnat deja contractul de execuție. La Colegiul Ana Aslan la fel, avem proiectul tehnic finalizat, autorizația de construcție obținută. Contractul de execuție, repet, l-am semnat zilele acestea. Urmează acum, împreună cu inspectoratul școlar, să găsim soluțiile și să planificăm aceste investiții astfel încât să afectăm cât mai puțin programul școlar. Practic, vor face lucrurile la vară sau când va fi vacanță. Da. Uh-huh. Însă aceste proiecte toate au în comun sisteme de creștere a eficienței energetice, sisteme de măsurare inteligentă a consumurilor de utilități, astfel încât să prevenim risipa, dar și o calitate a modernizării cu un concept arhitectural unitar, astfel încât copiii, elevii clujeni să aibă un mediu de calitate atunci când merg la școală. Sigur, vor fi amenajate și laboratoare noi, săli de sport noi. De exemplu, la Ana Aslan nu au în acest moment o sală de sport. Este un proiect frumos cu o sală de sport semi-îngropată, iar pe terasa acestea, de la etajul 1, va fi acces, terasa va fi ierbată și va fi practic o creștere a spațiului de recreațional pentru elevi. Acesta este un exemplu. De asemenea, toate școlile vor beneficia de facilități pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Uh-huh. Vor fi amenajate lifturi la fiecare corp de clădire, astfel încât să respectăm toate standardele europene în vigoare și, sigur, cele mai înalte standarde la protecția împotriva incendiilor. Excelent, mulțumesc pentru aceste informații. Vă așteptăm și altă dată cu vești bune la Via Cluj TV. Dragilor, mulțumim pentru atenție. Salut, zi bună!